Sunt Vlad de pe Tatuapunct.ro. Vreau să prezentăm produsele de la Intenze. Cu toții știți, Intenze este una dintre cele mai mari firme, putem spune asta, și nu neapărat una dintre cele mai vechi, au fost înainte altele, cum ar veni Starbright, Kurosumi și altele care au fost înainte de Intenze, dar putem spune că sunt cei mai mari, au apărut așa dintr-o dată, acum vreo 15 ani. Noroc cu Mario Bart, ownerul, proprietarul care are Intenze, un artist foarte, foarte bun și care se pricepe. Sincer. Cei de la Intenze au făcut produsele Sumi, mai exact Light Sumi, Dark Sumi și Black Sumi. Sunt niște tușuri care se folosesc foarte, foarte bine și mult, de aceea le-au făcut în cantitate mare, la 360 de ml, ca să vă ajungă foarte, foarte mult. Mai exact, avem așa, avem umbre deschise, umbre închise și negru-negru. Mai exact. Putem să le folosim la diferite tatuaje. Negru, putem să-l folosim și la umbre, dacă putem să vrem să-l diluăm, se poate folosi. Îl putem folosi și la linii și îl putem folosi și la umplut. Nu este neapărat un liner sau nu este neapărat un tribal. Cum este suloapele, da? Care se poate folosi numai la tribal. Nu, acesta se poate folosi și la umbre, și la umplut, și la linii. Black Sumi. Da? Deci este bun pentru absolut tot. Ele vin, după cum am spus, la 360 de ml. Ele au capacul cel nou. Că nu v-am spus până acum de capacul cel nou. Cu toții știți că cei de la Intenze au schimbat capacele. Adică înainte erau, știți cu toții, erau cele transparente. Acum, nu neapărat transparente, așa albicioase. Acum le-au făcut toate negre. Ei au spus așa, ca să fie mult mai sigur că căpăcelul nu se desface, că știți cu toții, era sigiliu, se putea desfăcea capacul alb și avea sigiliu acela, folia aceea care o avea înainte. Și cei de la Intenze au spus așa, ca să nu se desfacă folia aceea și să nu se contamineze, să nu se ridice, să se poată umple sau să se poată umbla într-un vreun fel, mai bine au pus capacul cel negru, este noul capac, e revoluționar, sincer vă zic asta, că așa se vede dacă s-a umblat. Adică avem două tipuri de sigilii. Primul sigiliu îl avem la bază, adică dacă vrem să desfacem cum le desfăceam înainte, se desface de aici și se vede că a fost desfăcut produsul. Și al doilea sigiliu îl avem la, aici sus, la buză, cum ar veni să spun așa, care la fel, când vrem să-l desigilăm, pur și simplu ținem de capacul de jos, desfacem, rotim capacul de sus, ca la cel normal, și atunci o să auzim un clic, 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 că se desigilează de sus. Ca să fim siguri tot timpul că nu se poate desigila, nu se poate desface capacul să se umble înăuntru la recipient, să se desigileze cumva, și de aceea au făcut capacul acesta. Poate știați unii dintre voi, poate nu știați, și de aceea am să vă explic mai bine de ce au făcut noile capace negre cu dublu sigiliu. Acestea ar fi produsele de la Intenze, de la Sumi. Eu sunt Vlad de pe Tatuapunct.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video.